Este o datorie de onoare și este și o plăcere totodată, sunt convins, pentru noi toți să aducem omagii înaintașilor noștri iluștri. Un asemenea trecut, evident că ne obligă să fim și noi la înălțime. Și eu vreau să apreciez strădaniile poate multora dintre cei ce suntem astăzi Partidul Național Liberal. Dar extindem la nivelul județ, de a face față acestei exigențe ce decurge din trecutul nostru glorios. Partidul Național Liberal aniversează 149 de ani de la înființare. La Timișoara s-au întâlnit mai mulți membri și simpatizanți ai partidului pentru a marca această dată importantă. Partidul Național Liberal a fost înființat pe 24 mai 1875, fiind în prezent cel mai vechi partid din Uniunea Europeană. Într-adevăr este o zi memorabilă, o zi de care aducem aminte în fiecare an cu mare plăcere, o zi care ne încarcă sufletește și mental, și pentru a putea clădi un viitor așa cum îl dorim și îl avem în viziunea noastră, trebuie să fim ancorați foarte tare într-un trecut măreț, într-un trecut cu mari realizări. Și așa cum o spunem de fiecare dată, toate marile realizări ale României moderne sunt legate de Partidul Național Liberal și de oamenii minunați care au asumat atunci de multe ori împotriva vremurilor care nu erau neapărat favorabile, un anumit traiect pentru România. La eveniment a participat conducerea locală a formațiunii, candidatul Partidului pentru Primăria Timișoara, Nicolae Robu, dar și membrii ai PNL.